Carmen a intrat înăuntru? A fost și Carmen. Ce material a avut Carmen? Nu, a fost, cred că, de chestia. Că... A, că a fost bine. Și băieții au fost atunci cu fața, cu uitatul? I-a dat la televizor. Ai arătat era după. Camera anulată, era doar Dănuț, de Cătălin și nu știu cine, mai era un băiat. Era un... dar n-am pus pe fază. Nu. Cred că Cristian, parcă nu știu exact cine mai era, că eu eram, vorbeam cu Flavius și cu, că era supărat. Era supărat și Flavius? Da, seama. Ca și spus Flavius, sunt niște chestii dinainte, se dau aiurea ca să ne supărăm și nici un nimeni între noi, nu mi se pare normal. Da, era un... Și a spus că nu s-a aiurea, că e de acum 6 zile, păi și asta e acum o săptămână, totuși. Da, și până la urmă ce? Doamna, dar s-a întâmplat ceva dacă doar te-ai uitat? Și ideea e că, dacă stai așa să te gândești, înseamnă că toate ne-am uitat la el, pentru că el era exact lângă doamna Mirela și noi ne întorceam așa să vorbim cu dânsa. Și era exact în traiectoria noastră, ce făceam? Și când rotești ochii, înseamnă că te uiți la el, că poate rotești ochii și te uiți peste tot, nu? Să le vezi. Că stăteam cu fața spre doamna Mirela, iar Luci era aici, ce făceam? Ce îmi spunea? De unde uiți? Trebuie să te uiți la mine, trebuie să stau așa? Doamne, dacă ar fi discuțiile astea, înseamnă că sunt prea exagerat. Respectul față de moderatoare și de emisiune. Nu trebuie să te uiți la dâns? Păi unde da, să te uiți? Și Marian exact era lângă ea, lângă doamna Mirela. Deja e iurea toată chestia. Da, în fine. Asta e. Ce a citat? De ce nu stai agit? Stai nervos să plângi? Nu mai erau subiecte de comentat. Aha. Nu vedeți de acum o săptămână, două? Păi da. Le ia și de la început, nu numai de acum. Trebuie să o țină cu cum o cheamă fata asta care a plecat. De ea? Nu? N-are voie? N-are voie, dacă a plecat din emisiune, nu mai ai voie să vorbești despre ea. E bun atunci. Foarte bine. Păi comentăm subiectul pe în lipsa ei? Păi eu nu, să știu. Veveriță! Să-și pună și ea punctul de vedere de neapă sâmbătă, dar așa. Nu, e bune nici josetele alea multe. Păi nu mai râd, încă n-avem ce să mai râd. Zice să ne mai înveselim, da. Da, da, uite. Ai o zi așa? Eu ce v-am spus? O zi te ridică, o zi te face să pici. Nu o zi. Câteva? Aici ai după ore. Ore, oră după... Una după alta, nu știu cum să zic. O oră ești așa, o jumate, nu se știe ce pățești peste 5-10 minute. Ce ți-am zis? Ne-am chinuit, am făcut noi alea, dar să vedem, am avea chef să mâncăm vreuna după emisiune. Bunătățile care le-am făcut. E, da, de ce să nu mâncăm? Tu ce crezi? Că asta e viața noastră aici, trebuie să ne ținem curaj. Ei, nu încercăm asta. Să tăiem budinca aia? Să văd cum a legat? Tot le tai. Vezi dacă a ieșit suficient de dăm. N-am mai venit toie.